vă gândiți un pic la acest tip de sprijinirea relațiilor. Cum vă spun? Mie mi-a plăcut foarte mult și, bineînțeles, că nu putea să fie speaker pe această temă decât Cosmin Alexandru, prin cunoscut om de branding, dar mai ales consultant în ultimii ani, de 10 ani și consultant Cosmin, poate 10 ani. Deci are o viață grea, sincer, nu cred. Cine este la avem consultanți în sală? Nu este o viață ușoară, întotdeauna este nevoie de multă atenție, de foarte multă grijă la detalii și aș vrea să vă aplaudați. Ca să încurajăm, să vă aplaudați. Mulțumesc! Într-adevăr, am fost colegă de breaslă cu Ștefan câțiva ani, în săptămâna acum câțiva ani, din 2011 sunt în altul de consultanță, de proces de transformare organizațională. Și, evident că, făcând ce fac, m-am întrebat cea mai grea întrebare pentru mine, am văzut ce caut aici. Pentru că eu nu știu nimic despre mobilier, mă lovesc de el tot timpul, dar nu știu nimic despre el. Da, ce m-a convins, m-a convins faptul că doi oameni pe care i-am întâlnit prima dată în viața mea, Mihai și Claudia, i-am întâlnit într-un birou foarte frumos, birou de la Intro. Ei erau niște oameni foarte frumoși și atunci m-am gândit că asta ar putea fi o experiență frumoasă, așa că i-am dat curs. Mai ales că titlul mi s-a părut important și din alt punct de vedere, un punct de vedere care mă animă de mai multă vreme. Eu m-am gândit la Breaking the Worlds mai degrabă în termen umani. Prime reziduri pe care trebuie să le luăm sincere dintre noi. Dacă reușim asta, reziduilor n-au nicio șansă. Așadar, cred că mergem mână-mână din perspectiva asta, cel mai bun cu subiectul mai larg al întâlnirii de astăzi. După care m-am gândit că aș putea totuși, clama, că sunt un precursor al inovațiilor în mobilieră România. Eu am început business-ul 92, doar că pare foarte de mult, câteodată și pentru mine. Și în 96 l-am vândut. Am fost un precursor al M&A-ului în România. L-am vândut unui grup multinațional, cu GFTI, cu sediul la Nuremberg, care avea drept culoare corporatistă, portocaliu. Și imediat ce ei ne-au cumpărat, ne-am schimbat și sediul și mobilierul și am comandat mobilier portocaliu. Mulțumesc! Când am comandat la un expert canapea și scaune portocalii, ei n-aveau, mă mai întrebat într-un sală de consiliu 8 scaune portocalii și ei n-aveau decât 6. Mi-a zis, ok, mai comandați două. Și au zis, da, dar doar dacă repetiți înainte. Și am zis, de ce se repetiți înainte? Pentru că dacă vă răzgândiți, nu le mai cumpără nimeni. Am zis, bine, repetim înainte. Și ne-am cumpărat. Și vreau să vă zic că mi-aduc aminte cu plăcere reacțiile oamenilor care veneau la noi în birou. Și pentru care mobilierul portocaliu în 1996 era foarte revoluționat. Maxima îndrăzneală la vremea era mobilierul roșu, pentru că mergea cu gri și cu negru. Ceea ce pe noi nu ne înfrânta de lucru. Așadar, pot să clamez oarecare aplicare către mobilier un pic mai deosebit. Acum, dacă mă puteți ajuta cu următorul slide, eu venim din consultanță, n-am niciun fel de imagini. Mă gândeam că știu foarte să vină cu imagini. Noi gândim cuvinte, așa că o să stau cu cuvinte. Și iarăși m-am gândit că slide-ul în engleză și discurs în română ar putea fi o combinație care să ajute cu toată lumea. Asta e un statement cu care avem dificultăți cu unii clienți, deși și eu am dificultăți cu el, pentru că a construi împreună cu ceilalți înseamnă, în ultimă instanță, o dexteritate, o dexteritate de a lăsa un spațiu disponibil în jurul tău, pentru cei de lângă tine. E ca într-o casă sau într-un birou, dacă cineva care vine la tine se simte foarte înghesuit, foarte acostat, nu o să vină foarte des. Cam așa e și în relații, cam așa e și în lucruri cu oamenii. Și nu de puține ori, nu știu dacă ați întâlnit oameni de felul ăsta, nu de puține ori am întâlnit oameni pentru care
avansarea în poziții de management a fost cea mai proastă veste. Am avut oameni foarte competenți, foarte mulți specialiști, dar în momentul în care am fost un manager, viața lor a fost dată peste cap și a celor de sub ei și a șefilor lor. Pentru că nu era chemarea lor, nu era ceea ce ei făceau cel mai bine. Și s-a întâmplat uneori să recomandăm clienților să repună specialiștii în posturile în care ei se simt cel mai bine și produce anumită valoare și să lase subiectul clipă management pentru oameni pentru care aici e locul care produc valoare și în care se simt foarte bine. Asta nu e o pledoarie pentru incompetenții potrivit să construiască un tipar, da? În materie de spațiu, lucrurile arată diferit. Un spațiu dedicat pentru oameni care sunt, se simt mai bine construind singur e foarte diferit de un spațiu amenajat pentru oameni care sunt potrivit să construiască împreună. Are altfel de aia și companiile în care ajung, companiile pe care le am, diferența e vizibilă, cum spuneam Ștefan, în loc chiar de la intrare. Un alt mit care ne luptăm e că cele mai bune rezultate le obțin echipele care petrec cât mai mult timp în business. Și sistematic constatăm că lucrul ăsta nu e adevărat. Asta e o pastilă greu de mițile de pe management, pentru că nu e așa și am fost manager, înțeleg că undeva de unde vin oamenii ăștia, e foarte complicat să crezi că investind în faptul că oamenii au timp să se cunoască între ei de o parte de business, îți aduce rezultate în business. Ideea de a amenaja spațiul pe un fel care să le permite interacțiuni non-business pentru business, e încă departe de iubirea comună pe aici. Însă, eu am încercat, din postura de consultant, toate variantele pe care le găsim la mai toate site-urile de business despre cum să poate face ca o echipă să fie mai colaborativă și mai performantă. Nimic n-a funcționat la fel de bine ca a ne lua o oră sau două sau trei sau jumătate de zi sau o zi care să vorbim despre noi, nu despre business. Am un exemplu recent, la clienta mea, ne-am înțeles pe un contract să fac două workshop-uri cu echipa ei, pe doamnă, și i-a zis așa, hai să facem prima zi jumate pe chestii personale, facem despre ei, și după aia, încă o zi jumate, facem despre business. Mi-a zis bine. Și am făcut prima zi jumate despre ei, după care am sunat și am zis, ok, ce vrei să facem despre business acum? Și a zis, nu prea vreau să facem despre business, pentru că le-am făcut foarte mult, deci o să facem tot despre ei. Spațiul înconjurător, dacă e, are deasupra oamenii mai inteligent, ar trebui să faciliteze această aplicare a oamenilor de a lucra mai bine cu oameni pe care îi înțeleg mai bine, pe care îi apreciază în afara spațiului de birou. Cumva, forțele astea sunt contrare. Cu cât îi pui să lucreze mai mult în spațiul de birou, cu atât să înțeleg mai prost în spațiul de birou. Există lucru, poate am văzut doar acei câțiva la care e valabil, dar am văzut că există acest trend. Noi vrem să avem, în primul rând, relații, chiar și de business, cu oameni cu care suntem capabili să avem relații ca oameni, nu neapărat cu funcții, cu cărți de vizită, cu poziții sau bugete sau targeturi sau lucrurile de altfel. Apropo de asta, am menționat și Ștefan subiectul întâlnirilor. Asta e un subiect greu, sările de întâlniri. Poate aici ar trebui intervenit în primul rând înainte de birou, pentru că sările de întâlniri în firme se moartă pasiune. Asta îți scot orice urmă de bucurie și de dorință de a lucra împreună cu cineva. Intri într-o încăpere, 3x3, 4x4, deja e lux. În care te frești de perete așa ca să ridici capul lângă scaune, te așezi la o masă mare și începi niște discuții care numai relații nu sunt. Pentru că n-ai cum acolo să gândești într-un fel creativ, deschis și caută toată lumea mai inovator. Și
Și cu asta trec la următoarea observație. Înțeleg că există o tendință justificată de bugete și mai ales de departamentele de procurement pentru spații funcționale, adică care să servească scopului de a face bani. Iarăși, contrar intuiției lor, nu e valabil. Spațiile destinate pentru a face bani nu fac bani. Cele mai conflictuale întâlniri de management prin natura business-ului, în general, participă la întâlniri de management și de port. Cele mai conflictuale întâlniri de port la care am participat s-au întâmplat în încăperi închise, fără lumină naturală, fără plante, fără decorații, fără nimic. Adică foarte, foarte funcțional. Principala lor funcție pare a fi să ne certăm între noi. Am și un exemplu, poate e reprezentativ. Nu știu, ați fost la hotelul Lux Garden din Azuga? Da? Ați avut acolo o experiență? E un hotel de lux. Eu am fost acolo prima dată cu bordul de la Vodafone, cu probleme. Și auzit pe ceva hotel de 5 stele, o să fie senzațional. Nu mai fost niciodată acolo, ne-am pus un pic, hai să mergem să lucrăm. Și ne-au băgat într-o sală, nu știu dacă ați fost, era la subsol. Deci eram la baza pătii, la Azuga, și mi-aș fi să stăm două zile la subsol, într-o cameră, o treime din asta, nu mare, decorată într-o bară închisă, și care avea instalația de ventilare, ai mergea acolo, care mergea într-un fel în care ne auzeam în coarții. Și eu m-am uitat la Iliachi, Iliachi s-a uitat la mine și mi-a zis, îmi pare rău, dar în niciun caz nu lucrăm aici. Și mi-a zis, păi, cum nu lucrăm aici? Nu știu cum nu lucrăm aici, dar eu nu știu unde lucrăm, dar aici sigur nu lucrăm. Pentru că nu avem nicio șansă. Adică dacă vă țin două zile aici, o să luăm cele mai proaste decizii, o să ne despărțim mai prost decât ne-am întâlnit și la așa ceva nu vreau să fiu bani. Am plecat acolo și am ținut până la urmă două zile de workshop cu bordul de la Vodafone într-un apartament. Un apartament în hotel care avea acest avantaj că erau pe două etaje, adică era cu scară interioară și cu de multe ori lucrez în grupuri, cu un grup am lucrat la masa mare din sufragerie și cu un grup am lucrat în pat, sus la dormitor, sus la dormitor. Și era un pat mare și este acolo și lucrat. Și așa ne-am și prietenit, am și lucrat la și plus că vedeam, aveam balcon, vedeam și noi priveli și treabă. Adică trăiam într-un fel de relația în care vreau să trăim. Spațiul e foarte important pentru relații. Mulțumesc! Încă o bucătare, după cum vedeți, nu mi-am amis de ușoare astăzi, dacă tot am venit pregătit. Există și această gândire, cum că performanța e un rezultat a ceea ce oamenii gândesc. Și iarăși, în experiența de lucru și cu oamenii care vor performanță, și cu oamenii care caută performanță, și cu oamenii care fac performanță, pot să spun că nu e așa. Rezultatele, într-adevăr, sunt o funcție a ceea ce gândi și a ceea ce crede. Dar asta e doar punctul de plecare. Da? Performanța se naște din ceea ce crede, dar e sprijinită în ceea ce simți. Dacă oamenii nu se simt într-un loc că vor să performeze acolo, nu o să performeze decât o scurtă perioadă, cât n-au control sau cât îi ține impulsul inițial. Felul care arată spațiul îi poate convinge să simtă că vor să facă performanța acolo împreună cu oamenii. În aceeași măsură, dacă spațiul nu e valorizat, o să-și pierde repede energie. Și aici intru pe un teritoriu mai delicat. Probabil că sunteți la curent, unii dintre voi, cu acest trend al hot desk-ului. Da? Birourile fără birouri. Spațiul de birouri depersonalizat. Fiecare nu mai are biroului, vine și se așează unde vin de loc. Pe ideea în care asta favorizează relațiile. S-ar putea, în alte părți, s-ar putea în alte luni, poate în alte vieți. Însă, în România, la momentul ăsta, așa cum înțeleg eu
spațiu de lucru și la oamenii care lucrează aici, nu e adevărat. Foarte schimbul, pentru cei câțiva în care am apucat să stau de vorbă și care s-au întâmplat într-un astfel de setting, nu e o veste bună, e o veste proastă. Și țin să mă amintesc că ideea că ți-ai dorit să aparții unui spațiu care nu aparține nimănui, a mai încercat-o cineva 50 de ani pe metodele astea și n-a mers. Poate în alte părți merge, dar aici nu cred că merge, sau nu va merge o bună perioadă de timp, sau poate generațiile astea noi neobișnuite încă cu intimitatea felul care a fost în obișnuit, poate el o să cumpere ideea asta că poți avea relații bune într-un spațiu animal. Pentru majoritatea angajaților care nu sunt crescuți cu tableta în față, lucrurile nu sunt așa, nu stau așa. În cultura, așa cum o înțeleg eu, apropo și de ce spuneam și de fapt cu analiza de poștele, pe care am aprofundat-o un pic în legătură cu România, dacă nu te simți autentic bine pe dinăuntru, nu te poți simți bine în spațiu în care ești oricât de scump, ieftin, cool, trendy, ca fie. Și pentru noi, sentimentul ăsta de bine e un sentiment asociat cu un loc al nostru. Suntem relaționați, suntem o cultură colectivistă, suntem o cultură individualistă. Suntem obișnuiți să creștem în relație și să ne dezvoltăm, să performăm în relație, inclusiv cu spațiile care ne mișcăm. Așadar, asta e o pledoarie ca și cum aș lucra pentru o firmă de mobilie. Dar nu lucrez. Și nici nu intenționez. Da? Și nici nu am dat clienți. Așadar, pot să am un disclaimer credibil. Pur și simplu, am intrat în birouri, mai ales în birouri de firme românești, care, deși erau întâlniri foarte mari, nu se desfăceau cu nimic, dar absolut cu nimic, la apartamentele de 40-50 de metri pătrați în care unii dintre noi am crescut. Era fix același aia. Atunci înțelegeam de ce nu plăceau mie produsele lor de la raft, apropo de premii. Înțelegeam brusc de ce eu nu mă potriveam cu produsele alea, deși nu aveam niciun motiv explicit, dar implicit. Nu mă potriveam cu felul lor de a-și gândi relația lor unii cu alții, relația lor cu consumatorii și relația lor cu produsele lor. Nu vreau să-mi aduc acum aminte de o căutare pe care am făcut-o anul trecut, în vară, am căutat să-mi închidez o casă, la multe. Ororile de care am dat pe internet mi-au depășit orice, nu pot zic așteptare, că nu le așteptam, dar orice imaginație. Că mai urâte decât erau în afară, nu erau decât pe de nou. Asta era ceva, adică pe din afară, ca pe din afară. Înțeleg că pe Sfântul lui Ștefan, dar totuși, mă gândeam că eu la altul o să trăiesc. Nu se putea. A fost pentru mine, așa, mind-blowing, că încă după 25 de ani de la căderea comunismului, interioarele unor oameni cu bani, da? Interioarele caselor unor oameni cu bani, arată felul care ne-a fost pe care doar pe site-uri pe care prezentau aceste oferte, ca să zic așa. Așadar, încurajarea altora să investească în frumusețe nu e pentru mine un demers egoist, nu e pentru mine un îndemn comercial, e un demers egoist. E și motivul pentru care mă aflu aici, pentru că sunt egoist. Și pentru că mă interesează foarte mult cum arată spațiul dintre noi. Cred că cu cât mai mult spațiu frumos în jurul nostru, cu atât mai frumos spațiul din noi și dintre noi. Iar asta e ceva ce îmi doresc mult, chiar și în business. Sau mai ales în business, din moment ce aici mă văd mare parte din viața. Așadar, estetica relațiilor, nu cred că e un moft. Cred că e un must, cum se zice. Natura unei relații depinde și de natura locului în care ea se desfășoară, cel puțin în cultura noastră. Iar în partea asta de lume, corelația e foarte, foarte tare. Și aș încheia cu
un lucru pe care am citit recent despre un dialog între un estic și un vestic, în care vesticul spune: dacă facem afaceri bune împreună, o să devenim buni prieteni. Iar esticul răspunde: dacă o să fim buni prieteni, o să facem afaceri bune împreună. Vă mulțumesc foarte mult! Da? Mi-a plăcut foarte mult prezentarea ta. Sincer, nu știam la ce să mă aștept. Dar pot să spun că mi-a și clarificat niște lucruri vis-a-vis de diferențele culturale între Est și Vest, pentru că există, chiar dacă ne place să vorbim despre felul în care arată biroul de la Google, să arată biroul de la Google României, să arată să trească, să arată un pic diferit. Și vreau să pregătim cumva niște, cum să spun, niște griji pe care le-au arătat, de exemplu, arhitecții și decoratorii care, designerii care sunt în sală, vis-a-vis de felul în care s-ar putea raporta cum s-ar construi ierarhia într-un spațiu în care se investește foarte mult în relații. Ce sfat ar putea să dea un arhitect sau un designer echipei de management, de top management într-o companie care vrea să implementeze un model bazat pe relații? Din perspectiva ierarhiei? Din perspectiva felul în care interacționează oamenii într-un spațiu de genul ăsta foarte deschis, în care există multe locuri de întâlnire, în care e foarte greu să mai construiești ierarhia din punct de vedere, să spunem, teritorial sau vizual. Cred că o parte din cheie, nu știu să răspund acum generic, dar o parte din cheie se află în spațiile comune. Eu am avut un client cu care, atunci când trebuia să stabilesc o întâlnire, principalul criteriu după care agream când ne întâlnim era când găsea sală liberă. Și asta e o problemă, pentru că se pleacă de la premisa că interacțiunile creatoare de relație sunt mult mai puțin importante decât ce are fiecare de făcut. Acum, la cum merge, poate așa era la un moment dat, dar la cum merge lumea, mi se pare că asta nu mai e valabil și cred că cu cât mai flexibile sunt spațiile astea de interacțiune comună, cu atât mai multe șanse sunt ca oamenii să se înțeleagă mai bine. Eu văd în proiectele de consultanță pe care le avem, și o să dau un exemplu a unui client, pe care l-am avut un american, și care mi-a zis: eu n-am văzut în viața mea așa ceva, am lucrat peste tot în lume, dar n-am văzut niciodată așa ceva. Atâta energie cât dedică lumea aici a muncii, îi văd cu un birou, îi văd cum aleargă, efectiv aleargă de la unii la alții și se agită și se dedică și stau mult la birou. Mă, dar când ne întâlnim la sfârșitul zilei, nu se adună nimic, nu văd nimic că s-a produs ceva. Și cum să fac cu chestia asta? Și asta e o funcție de felul în care oamenii se înțeleg unii pe alții și în care au disponibilitatea de a se asculta unii pe alții, pentru că e foarte multă muncă redundantă. Cred că mai multe spații mai relaxate, mai legere, pentru discuții informale, neapărat pentru întâlnirile astea formale programate, ar ajuta foarte mult. E adevărat că nu o să fie ușor de prima, că oamenii nu s-o obișnuiți. Am văzut exemple de felul ăsta și oamenii se uită un pic circumspect la început, dar după aceea se obișnuiesc, începe să le placă. Mai ales dacă mobilierul e făcut într-un fel în care să-i ajute. Aș vrea să te întreb eu ceva. Sunt foarte multe, și mai mult așa, tot ca și consultant, ce sfat îi dau unui client care vine și îți spune: am mobilat birou foarte frumos, la standarde cât mai aproape de cele mai acum, dar angajații mei vorbesc frumos, fără să-mi vin, până direct, că așa se întâmplă, mai bine le dădea o mărire de salariu. De ce ne trebuie nou un birou frumos? Mi s-a întâmplat, nu? Nu toată lumea apreciază. Ce ar trebui să facă un astfel de manager? Cred că ar trebui să stea un pic de vorbă mai limpede cu oamenii la începutul acțiunii, nu la sfârșit pe ei. E foarte posibil ca multă lume să aibă gândirea asta, că ar prefera mai degrabă un bonus decât un scaun mai bun sau condiții mai bune de lucru sau, eu știu, lumină mai multă naturală. Pe de altă parte, însă, dacă ai discuții coerente, structurate și bine argumentate, cred că sunt oameni dispuși să își miște punctul ăsta, de cel puțin așa cum i-am întâlnit eu. Faptul însă că și bine le vine în plic, adică și bine le-a impuse, asta tinde să genereze în cultura noastră o reacție adversă, de dragul reacție. Adică, da, dacă nu m-ai întrebat, uite, nu-mi place.
ca să fim chit. Dacă subiectul s-ar pune pe tapetă la început și ar fi un proces ăsta mai structurat de feedback și feedforward, cred că lucrurile ar fi mai ușor. Vă rog, dacă sunt alte întrebări. Pentru că am vorbit foarte mult de relații și avem foarte mulți arhitecți și designeri în sală, cum credeți că ar trebui să fie approach-ul în momentul în care arhitectul prezintă propunerea? Uite, m-am gândit că genul acesta de amenajare ar fi foarte productiv pentru organizație. Dar mulți manageri s-ar putea să fie un pic narrow-minded și să zică nu, eu vreau eu de standard cubicle. Cum crezi că ar trebui să vorbească sau cum ar trebui să interacționeze cu ei astfel încât să se creeze relația asta de open-minded și deschisă și asupra spațiului, nu doar mental? Dacă aș ști asta, dacă aș ști cum se deschide la mine de un manager, iarăși cred că răspunsul e undeva mai devreme. Cel puțin, și eu am aceeași problemă pe care o aveți și dumneavoastră, că nu putem vinde genul de consultanță, transformare în care suntem noi unor oameni chitiți pe a face lucruri în același fel cum l-au mai făcut. Și atunci discuția e mai devreme un pic la sistemul de valoare al omului cu pricina. Eu mi-aș pierde timpul, energia, efortul cu oameni care au o convingere fermă că cubicle-ul e soluție. Dar cu oameni care sunt dispuși, fie sunt deja în partea altă, fie sunt un pic pe graniță, așa, au văzut și dalea, au văzut și dalea, au experimentat și rezultatele unei abordări și a alteia, cu ăștia cred că ar merita să petrecem un pic de timp. În general, cu principii care țin de principiile influenței. Cel mai bun, mi se pare, ăsta dovezii sociale. Adică ideea că în alte părți a produs rezultate, îi face un pic mai, pe de o parte îi face un pic mai încrezător cum să producă și aici, pe de altă parte, în companie, în corporație, asta e o realitate, îi ajută să-și acopere fundul mai bine. Adică ei când o să ceară sau să insiste pentru anumite tipuri de investiție, faptul că asta a produs rezultate în altă parte, le ușurează munca. Adică dacă începe cu ei, vă zic că discuție cu procurement sunt grele. Și oamenii ăștia nu interesează aproape deloc orice nu e prins în suma sau în raportul de cheltuie. Așadar, cred că numai cu un anumit tip de manager se poate purta discuția și pe ei îi ajută experiențele bune ale altora dinainte. Mai avem două. Eu aș fi curioasă cum se pot încuraja relațiile între echipe care lucrează în spații diferite. Lucrez în construcții și avem foarte multe echipe care lucrează pe șantier și mi-ar plăcea foarte mult ca ei, ca persoanele, să se cunoască și să lucreze mai bine pe diferite proiecte. Nu echipa 1 face foarte bine într-o competiție cu echipa 2 care face sau nu face. Practic, persoanele acestea se întâlnesc o dată pe lună sau de două ori pe lună într-un cadru central. Da, problema principală nu e de câte ori se întâlnesc. Asta e o capcană. Problema principală, din ce am văzut eu, e de ce se întâlnesc. Capcana e că aproape de fiecare dată de echipele care ar trebui să lucreze mai bine împreună să întâlnesc, ele vorbesc de business. Da? Ce-au făcut bine, ce n-au făcut bine, pe ideea în care asta o să-i ajute pe aia care n-au făcut bine să învețe cum se face bine și așa. Și asta nu e foarte valabil. Adică eu am ajuns cu clienți de-ai mei să punem slot-uri de întâlnire în care să nu se discute business. Asta e ideea unei relații. Că dacă mă întâlnesc să continui aceeași relație pe care am avut-o pe telefon, pe e-mail, pe așa, e un pas înainte, dar e un pas mic, e un pas greu. Nu e pasul ăla care face diferență. Pasul care schimbă natura relației, care o duce la următorul nivel, e atunci când reușesc să discut despre lucruri care nu sunt business. Asta pentru un manager, apropo de deschiderea aminte, e foarte greu de prizat. Foarte greu de prizat că el trebuie să investească bani, așa aduce oamenii care se petreacă un timp care nu e spre business și pe asta o să-i se facă în business. Acum, pe măsură ce face lucrul ăsta, înțelege că e adevărat, pentru că îi vin feedback-urile de felul ăsta. Oamenii se înțeleg mai bine, dar trebuie un pic de curaj. Deci, aici zice că e
Cheița, când se întâlnesc, să vorbească de business. Ai zis că mulți decision makeri au mindset-ul ăsta de cubicle și că e greu să-l schimbi. Care ar fi totuși niște întrebări pe care arhitecții sau designeri ar trebui să le pun așa încât să-i pună un pic pe gând? Trebuie să dau un mail, nu știu să zic. Zine una, pe care o întrebare. Eu ce practic de obicei e metoda asta de a-i pune papucii cerurilor. Pentru că ce se întâmplă e că pe măsură ce un om în mod curent, știu dacă la toată lumea, pe măsură ce un om avansează pe scara ierarhică, lobul lui drept se atrofiază și lobul lui stâng se hipertrofiază, așa, ca pe niște proporții. Și lui se pare că chestiile astea raționale mișcă oameni, astea, dacă le explică niște lucruri, asta o să-i facă să zboare pe toți. Pe unii chiar îi face să zboare, dar în altfel. Și am discuțiile astea frecvent cu manageri, în care ei zic, nu, cubicle-ul e mai bun pentru ca, să zicem, e mai bun pentru ca angajații să producă cel mai bine. Și vin și îl întreb, dar pentru tine, care ar fi cel mai bun mediu în care ai dat tot ce poți, în care abia ai așteptat să vii la birou și ai dat tot ce poți? Dacă zice cubicle, ne despărțim. Puneam în timp, nu știu, ok, dar ne despărțim. Pentru că aici acolo nu mai am niciun discurs. Dacă el e totuși cinstit cu el și recunoaște că nu chiar cubicle-ul face să duduie de energie și entuziasm, aici începe o discuție. Atunci ce fel de spațiu? Ok, nu se poate așa cum ți-ai dorit tu sau cum ți-am dorit acela, dar ce se poate de o parte de cubicle? E o variantă pe care putem să discutăm. Ce fel de energie, ce fel de lumină, ce fel de vizibilitate. Adică ori de câte ori pun oamenii în papucii ceilalți, pot să deschidă o conversație. Pentru că ei, de adevăratelea, ochi în ochi așa, recunosc că nu ceea ce cred cu locul stâng e valabil pentru, nici măcar pentru locul lor, drept, dar pentru celorlalți. Mulțumim foarte mult! Și eu mulțumesc mult! Vă mulțumesc pentru vizionare la un episod special.